este intenția. Vă spun în general vouă, nu numai lui. Ok, tipule, ești mort. Să mănâncă o săgeată dacă mi se dădea acum. Fuck! Jumate de inimă! Hai mă frate! Când scrie aici 0 înseamnă că e jumătate de inimă. Nu cred, Luca MLG, wow Luca. Ce bine îmi pare că ai murit. Ha ha ha, ha ha ha. Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival Games. De această dată jucăm pe Bedline HD, serverul pe care am început seria de Survival Games. Un server super șmecher, cel puțin pentru mine, și de fapt special, nu neapărat super șmecher, dar special deoarece aici mi-am început seria, am pierdut toporul și bine că nu mi-au dat 2 hituri, că eram mort din 2 sau 3 hituri, cred că. Ok, avem pantalon de iron și dacă aveam și toporul ăla era perfect. Team-uri, bineînțeles, o să vedeți, fiindcă aici nu există solo pe Bedland, dar nu este problemă. O să vedeți voi că acesta este un episod mai special, este un episod old school și v-aș ruga neapărat să apăsați butonul de like. Mi-au dispărut pantalonii din hotbar, bugul de la Bedland care nu se va rezolva, frate, nu știu când se va rezolva, dar e super enervant. Dispar itemele, nu-i problemă. Ok, da, like, deoarece este episod mai special, putem strânge undeva la 80, poate chiar o... Mamă, dacă am strânge 100 de like-uri la acest episod, deși nu cred, aș fi, cred că, cel mai fericit om. Frate, nu m-aș aștepta la 100 de like-uri. Da, se poate, cu siguranță se poate. Hai să vedem dacă se poate. Sunt curios dacă putem strânge noi 100 de like-uri la episodul ăsta, deși nu cred. Și dacă nu strângem, nu mă voi supăra, dar dacă vom strânge, cu siguranță voi fi nebun de fericire. Ok, hai te vedem. Ok, am scăpat ca prin urechile ca prin urechile acului. What? Ce se întâmplă cu mine? Cineva vorbesc numai prostii. N-am un băț, ești nebun. Îmi trebuie un băț să fac o sabie de iron. Suntem destul de bine echipați, aproape full iron și... De fapt nu mai trebuie numai boost de iron, că căștile de chain sunt la fel cu cele de iron. Deci nu e nicio diferență. Episod special, haideți să vă spun de ce, în afară de faptul că jucăm pe acest server, care pentru mine este special, nu știu, pentru voi poate nu este, dar pentru mine este special. Avem și textura cu care am început eu pe YouTube, adică textura asta o aveam în primul video, care primul video a fost de Survival Games, fără facecam, n-am făcut facecam în primul episod. Old school, frate, n-ai ce să zici. E exact ca la primul episod, numai că calitatea e mult mai bună și audio și video, deoarece atunci nici nu făceam 1080p, făceam doar 720p și cu dungi negre, deoarece aveam un monitor foarte slab, să zic așa, și pătrat. Dar nu este problemă, ne-am descurcat și atunci, frate, și chiar m-a apreciat lumea, adică am strâns la video la 30-40 de like-uri. Bine, nu din prima, dar totuși și lumea totuși l-a apreciat. Frate, și era calitate proastă, într-un fel, chiar dacă era HD, erau dungi negre, audio-ul se auzea de parcă vorbeam la un microfon de 10 lei de pe șantier. Și era microfonul camerei web, care e prost, foarte prost. Deci, da, foarte prost, nu știți. Și eu atunci, mie mi se părea că am audio bun, gen nu buzia atât de tare, dar când vorbeam, vocea mi se auzea foarte ciudat, se auzea robotizat, zici că vorbeam de pe șantier, frate, zici că se mișcă 100 de utilaje lângă mine. Nici acum nu e calitatea audio 100% perfectă, deoarece n-am microfon pe USB, nu e cu interfața audio, chestii, n-am eu audio tehnica sau ceva, dar oricum este o calitate audio, zic eu, peste medie, pe care mulți nu au nici la 100.000 de abonați, poate. Deci e bine. Ok, tipia 2 nu zice că este Steam. Nu Steam. Ok, nu știu dacă este omor. Că după poate mor și eu. Team, fraiere. Hai fi fraiere și fă team cu mine, te rog, te rog, te rog. după profit dacă îl batem pe ăla, vin imediat. Ok, team, aia chiar sunt team, pe atunci chiar fac team. Nu mai ești fraier, ești prietenul meu. Ok, le-am dat o săgeată să nu se înfurie pe mine. Bă, nu știu, n-am ce să fac, trebuie să fug. Și măcar sabie de aer n-am. Dar în același timp nu trebuie nici să-l las pe ăla să moară. Sper să-mi iasă episodul. Chiar sper să fie un episod perfect ca pe vremuri. Bine, nu erau perfect, dar măcar să-mi iasă. Dacă tot fac unul ca pe vremuri, să fie măcar ăsta victorie. Până la urmă nu știu, frate, am mai... Ok, tipii ăștia sunt nervoși rău de tot pe viață. Nu le-a dat mămicuța grișul cu lapte. N-am săgeți, fac. De ce m-am întors înainte să... Chila nu mai vine din spate. Ok, s-ar putea să risc. Risc mult, dar asta este, nu trebuie să mănânc. Sper că a murit timărul. Chiar sper. Hai mă că ești fraier, dă-mi săgețile. Ok, te-am omorât. Trebuie să fug în momentul ăsta cât de repede pot. Am luat diamondul, am luat tot. Cred că avea și boost de iron. Dar începe deathmatch-ul și n-am golden apple, frate. Și aici s-a terminat totul. Și n-am nici bossii. Ok, s-a cam dus totul, n-am nici sabie de iron. Practic am pierdut meciul. Ești prost, mamă, cât de prost poate să fie tipul ăsta. N-am săgeți. Și ăsta vine fix pe mine, o să vedeți. Nu știu dacă stim proști ăștia doi. Mamă, cât de prost e ăla. Ok. N-am săgeți, am flint în stiluri destule. Am mai rămas ăla. Nu-l văd unde ești, nebun. Bă, s-a urcat undeva sus. A, uite-l. Ok, concentrează-te. Nu-s full iron. Pot să-mi fac sabia? Mi-am făcut toate FNS-urile, bă, în loc să-mi fac și o sabie de iron. Dacă îl pierd, asta este. Măcar am rezistat destul. Aș putea să joc încât să nu-l pierd. Nu mai am nimic la mine. Fuck this shit, mate. Bă, și a început școala azi și e super enervant că a început școala. Oh my god, don't leave the area. Ok, ești prost, ești prost, ești prost. Ești prost, ești prost. Nu, nu. Nu! Dacă am mâncat golden apple. GG. GG, frate, ce mai vrei de la viață? Cel mai șmecher episod. Mi-am pus butica să-i dau jos. G fucking, stai că nu nici mai prind butoanele. G fucking G. N-avem ce să mai zicem. Episod ca pe vremuri. Dă-te-mă din fața mea. Mulțumesc pentru atenția acordată. Hai să strângem 100 de like-uri. Bă, se poate, oameni buni. Deci se poate. Pentru episodul ăsta am încercat să câștig. Prostul ăla mi-a arătat că face în timp. Avea și armură proastă și puteam să facem contra asta full iron. Și bine îmi pare că a murit Prostovan, oricum n-avea cum, nici dacă era un super PvP-er. Avea armură de gol și ceva leather, nu mai știu, n-am văzut exact. Dar frate mi-arată mie timp și după încearcă să dea în mine, probabil un noob și mă refer la... sau noob, na. Și mă refer, când zic noob, mă refer la începător, că noob nu înseamnă jucător prost, înseamnă începător, dacă nu știați. Și... da, probabil chiar era începător și nu știa că trebuie să facă team dacă vrea să aibă o șansă. În fine, am câștigat, chiar merită multe like-uri episodul ăsta. Da, din nou, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare, să sperăm, cu un episod la fel de șmecher. Pa, pa!